Bine ați venit la Muzeul Unirii, la Sala Unirii. Este prima manifestare pe 2021, la care particip eu în calitate de director și mi-am dorit să fie de ziua domnitorului Alexandru Ion Cuza cu liceul, cu colegiul Cuza. De ce ne întâlnim aici? Presupun că ați aflat de la doamna profesor că pe 20 martie este ziua de naștere a celui mai important conducător de stat român. Alexandru Ion Cuza a domnit doar 7 ani și a avut realizări pe toate planurile, mai mult decât ceilalți conducători de stat români de la 1867 până în zilele noastre. Focșani este orașul Unirii, da? Este orașul Unirii, deoarece Alexandru Ion Cuza a fost ales domn și al Moldovei și al Valahiei. Iar aici, unde sunteți dumneavoastră acum, aveți în față masa unde, în jurul căreia au lucrat aleșii moldoveni și valahi și au redactat în cadrul instituției numite Comisia Centrală, au redactat primul draft de Constituție și au reglementat legislația moldovalahă care a dat naștere legislației României moderne. Din acest motiv, trebuie să fim mândri că Focșanii, că orașul Focșani este așezat pe această linie între Iași și București, pe unde trecea de fiecare dată cu trăsura până la 1862, Alexandru Ion Cuza venea la București, și făcea naveta și se oprea la Focșani, la Comisia Centrală. Pentru a onora nașterea domnitorului Alexandru Ion Cuza, era firesc să facem, să-l invităm pe domnul Cătălin Mocanu, domnul profesor, inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, și cum dumneavoastră purtați, colegiul poartă numele domnitorului, era normal să invităm colegiul Alexandru Ion Cuza, urmând că la proxima manifestare dedicată în continuare intrării României în modernitate, să invităm Colegiul Național Unirea. Dacă nu era Alexandru Ion Cuza, nu era nici Colegiul Unirea cu numele, nici Colegiul Cuza. La acest eveniment, la care mă bucur din suflet că ați acceptat să fiți prezenți și transmitem pe calea imaginii și a undelor că respectăm normele prevăzute de legislația care combate pandemia cu distanțarea fizică uneori și socială, la acest eveniment, vom încerca să vă transmitem câteva idei, câteva date și informații despre ce a însemnat un om de stat cu O mare, un om de stat și S cu S mare. Pentru că în timpul lui Alexandru Ion Cuza a fost înființat învățământul public gratuit și obligatoriu, atunci s-au dat legile justiției, s-a făcut reforma fiscală. Imaginați-vă că noi de 30 de ani trăim într-o țară în care încă nu ne-am reglementat din punct de vedere legislativ, iar Cuza în 7 ani s-a rezolvat fiscalitatea în țara românească, în România de atunci, problema justiției, s-a înființat poșta și telegraful și era firesc în spiritul vremii primul șef al poștilor a fost și primul șef al serviciului secret. Da. Bun. Prima cale ferată și atâtea elemente și universitatea în 1860. Iar noi trebuie să ne mândrim încă o dată pentru că cel mai eficient om din guvernele lui Alexandru Ion Cuza a fost un deputat de Focșani, Mihail Cogălnicianu, care a cam luat averile uneori
nemeritate ale unor mănăstiri închinate și le-a dat reforme agrare. A fost pentru prima dată în istoria principatelor române când în 1864 aproape jumătate de milion de țărani săraci și unii clăcași au primit o bucată de pământ cu, îi spunea, cu un loc de grădină. Acela este domnitorul Alexandru Ioan Cuza, acela este, și ar trebui să-l avem în fiecare oraș o statuie ca toți conducătorii de stat și oamenii politici să se raporteze nu la viața privată, că pe noi ne interesează viața privată a politicienilor, ci la viața publică, la rezultatele lor. Despre biografia omului de stat Alexandru Ioan Cuza, pe care prietenii și colegii, ca mulțumire că a fost ales de două adunări elective, l-au alungat într-un mod netrebnic undeva în februarie 1867, despre viața domnitorului va vorbi domnul inspector Cătălin Mocanu. Stimate domnul inspector! Mulțumesc! Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a fi alături de dumneavoastră și a vorbi despre personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. În istoriografia românească de vreo 150 de ani se tot vorbește despre Cuza, uneori admirativ, alteori mai puțin admirativ, oficial, mai puțin oficial, găsindu-i în ultima vreme și o biografie paralelă, eu știu, underground, să spunem așa, ceea ce este și, până la urmă, din punctul meu de vedere, din ce am studiat în ultima vreme, definitorie pentru acțiunile sale și o să vă explic puțin și de ce, pe date, pe informații. El se naște, așa cum ați văzut, în 1820 la Bârlad. Unele date spun că Huși, dar Bârladul este ok, dintr-o familie boierească tradițională. Mama, Sultana Cozadini, cu origini fanariotto, italiene, levantine. Să spunem. Prea puține lucruri să știm, nici nu avem de unde să știm, până prin 1843, când după ce absolvă colegiul de la Iași, merge în Franța, la Paris. Toți fiii de boieri mergeau în Franța, în proporție de peste 99%, o să vedem mai târziu, junimiștii se duc în Germania, numai unul, Teodor Rossetti, merge în Franța. Și absolvă colegiul Stanislas din Franța. Intră în cercul apoi, pregătit un tip șarmant și pragmatic, intră în vederile caimacamului Nicolae Vogorin, un antiunionist convins, care îl ajută să intre în armată, inițial cu gradul de capitan, apoi ajunge și colonel. Firea impulsivă, dar și profesionalismul de care dă dovadă, îl urcă pe scara ierarhică, președinte la tribunalul din Galați. Și dacă ajungeți în Galați, v-aș invita să mergeți să vedeți casa memorial în care a stat, în care a fost președinte și apoi pârcălar de Galați, în spatele Consiliului Județean, strada Cuza Vodă, lângă gara. O casă foarte, unde este și muzeul, o casă foarte bine amenajată. Ajunge deci pârcălar de Galați, ultima funcție administrativă pe care o are până a fi domn. Pârcălarul ar fi astăzi un fel de prefect. Dar și adjunct al Ministerului de Interne, al Ministrului de Interne, al Poliției, mă rog, moldovean, acel Ministru de Interne, mă rog, Hatman, gradul de Hatman, după modelul polonez, slav, suntem tributari. Apropo, o să vedeți documente 1864 scrise în grafie chirilică, în limbă română. În timpul lui Cuza îi datorăm, făcând o paranteză, și aș vrea să mă corectați, eu știu dacă fac paranteze la paranteze și la acolade, era legat și cu acoladele, Cuza,
în timpul său renunțăm, ceea ce un lucru, dar după cât? După 2000 de ani, da, aproape, renunțăm la grafia chirilică și adoptăm în sfârșit și noi grafia latină, care, între altele, se potrivea limbii române, că e totuși până la alte reglementări, e de origine latină, da, neolatină limba, limba română. Bun. Ce se întâmplă în 1800? El, știți, și din fericire, la clasa a 12-a, când înțeleg că sunt de clasa a 12-a. Nu, a 10-a. A 10-a, ei, o să... Așa, la a 12-a, o să mai puțin, mă rog, și la a 10-a e puțin de acolo. Din fericire, încă se mai vorbește despre Cuza în școală. Să vedem cât și despre trecutul național. Dă o lovitură de imagine, i-am putea spune astăzi, în 1857, când sunt falsificate alegerile pentru adunarea ad hoc din Moldova. Cine falsifică alegerile pentru adunarea ad hoc? Și apoi își dă demisia din funcția din Pârcălap de Galați, un om al sistemului, pleacă din sistem și critică sistemul, antiunionist. Moldovenii, în proporție covârșitoare, fiind conservatori, dar aveam totuși un liberal moderat în timp, pe Mihail Cogălnicianu, că l-ați amintit, un exemplu notoriu și notabil, da? Își dă demisia din funcția de Pârcălap de Galați. Un om al, repet, un om al sistemului. Intră în contradicție, practic, cu protectorul lui, cu Costin Catargiu. Cine era acest Costin Catargiu, întrebați? Că era acel ministru de interne, da? În Moldova. Ei, Costin Catargiu este, practic, mă rog, un tutore, tatăl celei care o să, cu care Cuza o să aibă o relație extraconjugală. Elena Maria Catargiu. El are o relație care a durat o viață cu această doamnă Catargiu, în urma căreia s-au născut doi copii, Alexandru și Dimitrie. Așa, care au fost, da, care au fost crescuți de soția lui Cuza. Da, o lăsați, probabil un pic de mers. De soția lui Alexandru Ioan Cuza, de doamna Elena Cuza. Ea i-a crescut pe acești doi copii care au avut o existență, da, probabil, da, o existență, da, lăsați, mers. O existență, au avut o existență tragică acești copii. Dimitrie s-a sinucis, cel mare cu, la un 3 ani născuți, diferență, murind în urma unei boli. Ei, Costin Catargiu este legat de Putna. Avea la Mărășești o întinsă moșie, vreo 6.000 de hectare la Mărășești, unde, și avea conacul unde astăzi este Parcul Jofre. În centrul orașului Mărășești nu mai este nimic. Lângă primărie, lângă școala 1, el a fost conacul, a fost distrus în 1917 în urma luptelor din primul război mondial. De Negroponte vorbeam, da. Imediat ajungem acolo. Ei, acest Costin Catargiu, mă rog, îi face și în cunoștință cu această doamnă sau domnișoară la timpul acela, Elena Maria Catargiu, este o femeie fatală a epocii sale. Cuza, în 5 februarie, după ce au loc alegerile, și o să revenim un pic la alegeri, dar nu vreau să pierd momentul cu Mărășeștiu, că a spus că vrâncenii i-au... Da, putnenii i-au respectat imaginea și o să vedeți de ce. În 5 februarie, înainte, după ce este ales domnitor și la București. Ei, în 5 februarie 1859, înainte de a ajunge la Focșani, și fac o scurtă paranteză, Focșanii l-au primit împărătește, domnește, că era domnitor, face o escală, o zi sau două, la Mărășești, în conac, unde, mă rog, se întâlnește și cu Elena Maria Catargiu, care era născută, era el, Cuza fiind născut în 1820, este născut în 1835, cu 15 ani mai mic.
Ce se întâmplă cu acești catargești, ca să încheiem, discuția despre ei? Moșia în 1869, Catargiu, Costin Catargiu, o vinde lui Odiseu Negropontes, un grec. Odiseu Negropontes are un băiat, Gheorghe Ulises Negropontes, care intră în posesia moșiei de peste 6.000 de hectare în 1888, chiar în timpul acelor răscoale. Așa a început Negropontes și nu vreau ca să... Fiindcă vorbim totuși de ținutul Putnei și e mai interesant decât dacă am spune despre Cuza la Galați. Intră în posesia acestei moșii de 6.000 de hectare și ajută, și iar mai fac o paranteză ca să vedem despre această familie Negropontes care a dat unul dintre inspiratorii internetului. Nu cred că o știați. Ba, o știați. Nicolas, Nicolas, da, 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 da. Și cu George. Omul digital. Omul, așa, digital, fratele lui. Ei, și în Gheorghe Ulises Negropontes, în 1888, intră în posesia acestei, acestei moșii. Știm prea bine ce a făcut apoi, ajută la construirea mausoleului de la Mărășești, donează 20 de hectare unde este amplasat monumentul și 50.000 de lei, sume mari la acel, la acel timp. Ei, care este legătura cu, și închei, cu această familie Tătărescu? Fiul lui Gheorghe Ulises Negropontes, primarul, cel care donează, este Ulises Negropontes, care se căsătorește cu Sanda Tătărescu, care a fost decedat în 2009, a fost și senator în primul parlament în 90-92, da? Și are doi veri pe John Negroponte, care a fost un director al unui serviciu de informații american, concentrate americane, și pe Nicolas Negroponte, care a, și ambasador în Irak, și pe Nicolas Negroponte, unul dintre inspiratorii internetului. Și futurologi. Așa. Ei, cum ajunge Cuza? Toată lumea s-a întrebat, domne, cum ajunge practic Cuza? El se pare că făcea, evident, în funcția de pârcălab de Galați, o să vedeți o aranjare un pic masonică în acea casă de pe strada Cuza-Vodă din Galați. Se pare că era, nu sunt date certe, vă dați seama, nici arhivele n-au intrat în posesia protocoalelor, a registrelor, a proceselor verbale. Se pare că la Galați era venerabil al lojei Etoile du Danube, steaua, da, Cuza. Steaua Adunării. Evident că toți din adunare și de la Iași și de la București, în proporții cred că de peste 90%, dar hai să nu avansăm totuși un... erau masoni. Și astfel s-a un om de al, repet, chiar și de al sistemului, în care îi împăca practic pe toți, nu era nici conservator, nu era nici, nici liberal, ajunge totuși să, să fie un candidat în Moldova. Ajungeau să fie la un moment dat 38 de candidați pentru funcția de domnitor și apoi erau moldovenii puși să aleagă între fostul domn regulamentar și Mihail Sturza și fiul său Grigor, care nu erau soluții, evident, sub nicio, sub nicio formă. Mihail Sturza, fostul domnitor regulamentar, contribuind practic la reprimarea din 27 martie, la reprimarea Revoluției de la 1848 din fața hotelului Petersburg din Iași, în care Cuza, mă rog, reușește să fugă, să scape cu, cu fuga. Ei, și ajungem în perioada 1859, este adoptat, evident, Vasile Boierescu îl propune, viitorul îl propune, îl propune domnitor, viitorul parlamentar, da? Ca și aici să împace toate adversitățile, toate cabalele de culise din, dintre cele două. Acești, acești boieri moldoveni au fost anti-unioniști până la sfârșit. Evident că vorbim despre Costin Catargiu, să spunem așa, nu cunoscutul lui Cuza, bineînțeles va deveni în timp unionist. Că se alătură, mă rog,
un apropiat al său devine totuși, al familiei sale devine totuși domnitor. Și așa că trebuia să adopte o astfel de fiind un, mă rog, un oportunist, să spunem așa, memoria fiind binecuvântată, acest Costin Catarciu. De ce vorbim iarăși despre nu întâmplător la Mărășești? Este a doua localitate a țării care îi cinstește memoria lui Cuza. În 1908, în centrul orașului, acea mică comunitate, care era un sat, un sat mai mare, ce-i drept, mai mare decât celelalte sate, decât satele limitrofe, îi ridică un bust. În 1908, în septembrie. Este și acum, da, sigur și spun, clăcașii pe care, mă rog, nu țin minte din dedicația din memorie, țăranii pe care i-ai împroprietărit, îți ridică acest monument. Primul monument în spațiu românesc dedicat lui Cuza, din punctul meu de vedere, cam târziu este ridicat, are loc în 24 ianuarie 1907, în comuna Grivița din județul Vas, cred că Galați este astăzi, aproape de Bârla, dar în regiunea Bârlatului. Era epoca lui Carol și trebuia să-i glorificăm. Sigur, stăpânul, mă rog, da. Evident că nu puteam face altfel. Până la alegerea ca domnitor, cam astea zic eu că sunt niște repere. Prin 2009 apare o carte scrisă de doi istorici francezi, Abel Duhaye și Gerard Hertog. Este publicată și tradusă și în limba română prin 2014-15 apărută, despre rolul lui Napoleon al III-lea, contribuția lui la unit. O contribuție, să știți, mare. Românii nici nu știu ce-i datorează lui Napoleon al III-lea, al Franței. Ce era cu Napoleon al III-lea? Păi Napoleon al III-lea a aflat despre români, cu mult înainte de a deveni împărat al Franței, de la... Da, și de la revoluționarii care plecaseră din principate și întâmplător. Făceau parte din... Era o lojă masonică, Ateneul străinilor, l'Ateneu de Tranche, franceză, dar făceau parte cei mai mulți din loja lui, din Marele Orient francez. Și el a aflat despre cauza românilor și a început să-i placă de ce auzea români de bună seamă mari. Era o chestie geopolitică. Era o chestie geopolitică. Sigur, 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 sigur. Și interesul lui pentru această unire a principatelor a fost efectiv dezinteresat, ca să spun așa, și a cumnatului lui Contele Valeschi. Noi am prins și atunci o Franță pe val, europeană după războiul Crimeei, că dacă ar mai fost episodul 1870, nu mai era pe val. Și cine dintre puterile europene mari, cine erau alături de România? Păi numai Franța. Din cele șapte mari puteri mai erau și regatul Piemont, Sardinia, care nu erau puteri, erau, mă rog, urmau și Prusia, și urmau să-și facă și ele, asta a fost o rețetă, această constituire a statului român modern, imediat într-un deceniu s-au constituit și Italia și Germania. După noi. După noi. Sigur că da, imediat după noi. Da. Da, da, da. Și asta a fost o rețetă pentru noi. S-a descoperit un document datat, nedatat, dar emis în perioada 1860-1863, în care el trimitea Valeschi lui Ion Bălăceanu, cât timp Valeschi a fost ministru al curții, așa era, ministru al artelor, după modelul enciclopediei meșteșugurilor și al curții imperiale, în care spunea lui Ion Bălăceanu că este o situație bună cu Cuza 4 ani de zile, că altfel, nefiind domn decât provizoriu, da, mai puteam să mai adormim vigilența marilor puteri încă câțiva ani și am ajuns la 7 ani. Ce s-a întâmplat, a făcut și nu mai intru în acele reforme, toată lumea le știe, asta e o istorie, să spunem, oficială. Oficială, dar și reală. Și reală, evident că și... S-a dat român de ajuns, sigur că da. Că era corupție și atunci este adevărat.
Dar ieșeam din Evul Mediu. Ieșeam din Evul Mediu și intram în România modernă. Sigur. În România modernă. Iar... Și în Europa modernă. Da, în Europa. Iar colegii noștri muzeografi v-au pregătit, timp ce noi vorbim aici, v-au pregătit un slide. Da, vă rog. Vedeți? Probabil m-am întins un pic. E bine ca să... Sigur. Vă rog. În cazul că nu ne ținem de cuvânt, data viitoare se vor întoarce spatele. Da. Și doamna Cristina Handra se ocupă să funcționeze. Dacă nu vreți să vă uitați la noi, măcar ne auziți și urmăriți acolo elemente interesante. Iar la ora de istorie veți putea dialoga în cunoștință de cauză cu doamna Gabriela Obodariu. Eu știu dacă sunt întrebări, mă rog frumos, dacă aspectul pe care... Deci 25 avem până la și 45. Ok. Da. Vă mulțumim. Da, pentru da, mulțumim. Eu mulțumesc și mă scuzați eventual, dar... Fiecare se întâmplă, mai ales că purtăm măști și dar doamna profesor are o mască neagră. Neagră, așa, de zile albe. Albe, da. Da. Și probabil că v-a pregătit un alt fel de expozeu. De... Eu trebuie să zic, n-am pregătit nimic. S-a gândit doamna, ca să vă dați seama că nu vine la ori fără teme făcute. Mulțumim, domnul inspector, pentru perspectiva nouă pe care a dat-o lui Alexandru Iancuza și Unirii din 1859. Și domnului director al Muzeului Vrancea, pentru că ne-a făcut așa o scurtă prezentare a importanței modernizării începute de Alexandru Iancuza. Ce aș vrea să vă mai spun și nu v-am zis deja, pentru că nu sunt toți elevii mei, mi-am făcut în cadrul Catedrei de Istorie și au colaborat și colegele mele Lămânța Șerban și doamna profesoară Mihaela Oprea și atunci elevii sunt la mai multe clase. Alor mei le-am povestit deja puțin din culisele evenimentelor din 1859 și ca să nu mă întind, ceea ce mi-aș dori ca ei să rețină și le spun asta mereu, este importanța domnului Alexandru Iancuza prin începutul modernizării, pe care mai apoi un prinț străin, Carol I, o continuă cu foarte mare succes. Și aș mai spune că Alexandru Iancuza nu este plin doar de lumini, ci și de umbre, așa cum suntem noi toți, pentru că era și el un om, ca noi ceilalți. Iar apropo de abdicare, trebuie menționat și faptul că Alexandru Iancuza a instituit o domnie autoritară începând cu 1864, e adevărat motivată de nevoia de modernizare și are această scuză, pentru că fără a debloca acest lucru prin instituirea unei domnii autoritare, probabil că reformele n-ar fi putut fi realizate, era o mare opoziție în rândul grupării conservatoare. Dar a fost considerat ca un moment de slăbiciune, să spunem, în evoluția statului român, existența unei Constituții care îi dădea puteri prea mari domnitorului și este motivul principal pentru care a fost cumva forțat să aplice. Ceea ce a fost într-adevăr trist, așa cum spunea și domnul director, a fost trist că, nu, așa cum Alexandru Iancuza a mărturisat, dacă i s-ar fi cerut să o facă, ar fi făcut-o de bună voie. Și că nu era, a fost cumva împins pe ușă, deși ar fi putut să plece, pentru că nu ținea atât de mult să rămână la putere cu orice preț. Deci, fără îndoială, o personalitate extraordinară. E momentul meu preferat din istoria României, momentul 1848 și 1859. Pentru că e momentul în care începe acest proces de modernizare, făcut de această generație, generația la 1948, din care face parte Alexandru Iancuza, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Nice Brătianu, oameni care au făcut mai apoi o România modernă, oameni cu studii în străinătate, iată, și cu modelul occidental în minte și care încearcă să le implementeze și în acest spațiu. Și nu a fost ușor. Da? Au fost acuzați de faptul că aduc aici niște forme fără fond, dar au avut curajul de a impune o legislație și niște măsuri care au tras cumva mentalitățile după ei. Încă nu ne-am modernizat la nivelul mentalităților, probabil că mai avem încă în această zonă, da, la porțile Orientului, unde totul se ia la lejer, nu? Mai avem, da? Dar cu siguranță că îi datorăm foarte mult, foarte mult lui Alexandru Iancuza. Așa încât ne bucurăm că suntem azi aici. Sper că ieșit un pic din casă v-a făcut bine,
da? Și că prezența fizică în acest spațiu în care noi venim foarte, foarte des, pe vremea când, așa, o să începem să vorbim acum așa, înainte de pandemie și după pandemie, deci înainte de pandemie făceam frecvent întâlniri aici la, la muzeu și domnul Mihai Negrei este cel care de foarte multe ori era, cum să zic, custodele, cel care ne intermedia și ne și explica și mai sunt aici doamne cu care am mai colaborat și l-am văzut, doamna muzeograf acolo. Cu foarte multe clase am venit de aici, eram impresionați copiii și de oglinzile venețiene și de informațiile pe care le descoperau și de poveștile inedite care erau spuse aici, așa încât este o resursă educațională extraordinară, mai ales acum când oricât de mult ne-am digitalizat, ne dăm seama că sunt lucruri care ne lipsesc și unele dintre ele sunt acestea și apropierea fizică și contactul direct cu izvoarele istorice. Și vă mulțumim foarte mult și copiilor le doresc să țină minte că pentru orice trebuie să existe un prim pas. Da? Și Alexandru Ioan Cuza e cel care l-a făcut. Mulțumim! Acesta este rostul Muzeului Unirii. Vreau să noi muzeul, să avem cu dumneavoastră copiii, tineri de pe băncile școlii, o relație de permanentă colaborare, să veniți la muzeu. Muzeul nu este un depozit de vechituri, un sertar în care ținem ascunse obiecte din istoria României, ci este memoria vie a identității istoriei locale, parte componentă a istoriei naționale. Noi nu suntem aici figuranți într-o piesă de operetă ca să ne vedeți că vorbim de ceva. Nu! Suntem cei care dorim să vă transmitem și oral, verbal, istoria României. În cărțile de istorie vi se dă doar abecedarul limbii și culturii române. Vă spun încă o dată, dacă nu ar fi existat Alexandru Ioan Cuza, focșanii rămâneau un fel de bahlui, o gară de tren în istoria României. Dacă nu era, pentru că aici au avut loc, s-a pritocit România modernă la Focșani, între 1859 și 1862, corespondenți străini trimiteau depeșe de la Paris la Focșani și de la Focșani la Paris și Londra. Îi datorăm enorm lui Cuza și mai ales îi datorăm ieșirea din Evul Mediu. Și o să fac o aroganță prezentând o carte a subsemnatului Focșani în Straimona Hale, de la 1761-1863, 1863, atunci au căzut straile monahale de pe Focșani, pentru că până atunci focșanii Moldovei și ai Muntenei erau stăpâniți în grosomodo de două mănăstiri, iar răzeșii, proprietarii de drept ai focșanilor, deveniseră după două generații clăcași pe moșiile mănăstirilor. A venit Alexandru Ioan Cuza, a dat o lege în 1863, 13 decembrie, și a derobat de proprietăți mănăstirile închinate, mai ales cele neînchinate le fusese luate mai devreme pământurile. Și de la 1863, focșenenii s-au eliberat și au redevenit stăpâni pe orașul lor. Era un oraș unit, dar nu aveau pământ suficient. Și atunci a avut loc lovitura de stat din 64, deoarece conservatorii și liberali radicali erau și mari proprietari, nu doreau să dea pământ țăranilor. De aceea a avut loc lovitura de stat. Deci, dacă vi se pare că exagerez, puneți un bemol cuvintelor mele, dar aceasta este realitatea. Iar de jur împrejurul dumneavoastră se află vitrine cu fragmente din istoria României moderne, pe care colega noastră, doamna Laura Dinu, vi le va prezenta într-un scurt excurs prin care se va plimba de la dreapta la stânga sau viceversa, iar dumneavoastră veți asculta și la sfârșitul evenimentului avem câteva minute de dialog cu noi. Doamna Dinu. Bună ziua, mulțumim foarte mult că astăzi vă aflați în sala principală din Muzeul Unirii. Sală care, așa cum domnul director a spus mai devreme, face referire la acest moment
foarte important pentru, atât pentru istoria națională, cât și pentru istoria locală, și anume alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite, să zicem așa, dincolo de dorința puterilor europene. Într-adevăr, sala principală deține nenumărate documente care atestă existența domnitorului, atât prin ceea ce a făcut în domnia sa, cât și prin viața personală. M-aș opri aici, acum, prezentându-vă cele două depeșe telegrafice în vitrina din spatele dumneavoastră, depeșe care anunță proclamarea sa ca domn al Moldovei și al Țării Românești, astfel mai multe au fost puse în fața unui fapt împlinit. Continuăm expunerea în sala principală cu un grup de trei vitrine, în care sunt expuse atât ziarul Naționalul, care apare a doua zi după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, cât și un fronton care se afla deasupra tabloului pe care tocmai îl vedeți, cu semnele puterii, toate precedate de Dumnezeu, coroana și Dumnezeu deasupra, nimic fără Dumnezeu. Continuăm cu vitrina din centru, în care sunt expuse obiecte personale de ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza, și anume o bombonieră din argint filigrană, un sfeșnic, o călimare cu suport de stilou, dar și cărți din biblioteca personală a domnitorului și o chitanță semnată de însuși domnitor. Așa cum am spus mai devreme, alături i-a stat întotdeauna soția, atât în acțiunile sale politice, cât și în viața privată. Vedem aici o vitrină destinată personalității Elena Cuza și câteva obiecte personale de ale acestei doamne, și anume o umbreluță cu mâner din Fildeș, tutat manual, o poșetuță din argint filigrană, ultima publicație de convorbire cu Elena Cuza, dar și câteva obiecte de factură uzuală, să spunem, da, un set de ceșcuțe cu suporți de argint și o farfurie cu monograma familiei domnitoare. Același fronton stă în vitrină cu semnele familiei regale, familiei domnitoare și semnele puterii. Expoziția noastră continuă cu un tablou în care este reprezentată sosirea lui Alexandru Ioan Cuza la Focșani. Sosire care este este așteptată cu mare bucurie de către locuitorii orașului nostru și totodată este, să spunem, un moment prielnic pentru ca locuitorii să aducă în atenția domnitorului dorința nestăvilită de unificarea orașului Focșani. Avem în această vitrină un document prin care locuitorii solicită unificarea orașului sub un singur dat administrativ. Vedem alături decretul care nu întârzie să apară dat de către domnitor. Expoziția de astăzi, pe care am realizat-o alături de colegi și de domnul director, cu mare drag, pentru a marca ziua de 20 martie, vine în completarea expoziției permanente, scoțând astăzi la iveală documente în premieră. Vedem aici câteva documente foarte valoroase și anume mesaje, proclamații și răspunsuri de ale lui Alexandru Ioan Cuza. Desigur, facem referire și la reformele din timpul acestuia. Vedem câteva coduri de legi, codul civil, codul penal, codul de procedură penală. Aceea este vitrina destinată acestui moment. Dar ne oprim puțin asupra unuia dintre cele mai importante organisme realizate în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, și anume Comisia Centrală de la Focșani. Acestui organism, care s-a înființat la 7 mai 1862, îi dedicăm, să spunem, bazele legilor de astăzi, îmbunătățite și adăugite, motiv pentru care ne-am permis astăzi să expunem în premieră primul protocol de legi al Comisiei Centrale. Sub acest protocol este expus legea rurală, redactată în 1860 și concretizată în 1864. În spatele acestei expuneri am dezvoltat un panou în care sunt
exemplificate locarurile Comisiei Centrale de la Focșani. Vedem aici casa comisarului Scarlat Pontaș, dar și casa lui Dimitrie Dăscălescu. Și desigur, de ce să nu spunem, astăzi ne aflăm aici, într-unul din cele mai importante localuri ale Comisiei Centrale de la Focșani. Și anume, Hotel Cimbru. Este locul unde membrii Comisiei Centrale de la Focșani erau găzduiți atunci când se întâlneau pentru a discuta legile țării. Ne bucurăm atât noi cât și dumneavoastră de masa Comisiei Centrale, așa cum a prezentat și domnul director. Masa Comisiei Centrale, vedem, într-adevăr, că erau doar 8 scaune, pentru că Comisia Centrală de la Focșani avea 16 membri. 8 din Moldova, 8 din Valahia, 4 aleși de domnitor, 8 aleși de domnitor, 4 aleși de domnitor, 4 aleși de popor. Se întâlneau pe rând, 4 din Moldova, 4 din Valahia. Vă invit să admirați câteva obiecte personale de ale membrilor Comisiei Centrale de la Focșani. Vedem aici suporți de cești pe care le-au folosit însăși acești membri. Nu am menționat un act foarte important, decretul de înființare pe care muzeul nostru îl deține și este expus spre bucuria noastră. În continuare, avem două vitrine destinate colaboratorilor lui Alexandru Arcuza, și anume o personalitate marcantă al orașului nostru, și anume Gheorghe Apostoleanu, jurist în timpul lui Alexandru Arcuza, personalitate căruia muzeul nostru îi dedică o vitrină întreagă, cu care puteți admira diploma sa de doctor în drept, câteva obiecte personale, dar și certificatul de căsătorie. Vedem de altfel și casa în care a trăit Gheorghe Apostoleanu, o locație foarte valoroasă, care astăzi nu este utilă, însă sperăm și ne bucurăm și așteptăm cu mare drag ca într-o bună zi să avem, să zicem, onoarea să pășim acolo unde au intrat oameni de seamă ai țării, și anume Carol I, Regina Elisabeta. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și vă invităm să admirați exponate. Da. Vă mulțumim! Mai avem 5 minute, să fim corecți, întrebări și răspunsuri scurte. Întrebări de partea dumneavoastră, vă rog frumos. Nu vă fie rușine să vorbiți, pentru că v-ați născut cu elementele necesare comunicării. Vă rog frumos! Întrebări. Probabil cunoașteți... Vreau să știți mai multe lucruri. Da. Să le-ați auzit așa și ați vrea să le mai... Dacă nu vreți să spuneți nimic, atunci vă spun eu. Vă rog, luați-vă frații, surorile, mai mici sau mai mari, bunicii, bunicile, tăticii, mămicile, și veniți cu ei la muzeu. Ieșiți din autoizolarea asta pandemică, ieșiți cu ei de mână și veniți la muzeu. Vă schimbați un pic orizontul de gândire și vizualul, vedeți altceva. Decât... Ar trebui să se schimbe, n-ar strica și, cum să zic, cultura ieșitului în comunitate și a vacanțelor, pentru că observam, când am fost odată, am fost în Franța, cum în concedii familiile merg și vizitează locuri istorice, merg la muzee, deci acolo este o adevărată tradiție, pe când la noi rămâne cumva muzeul, când mergem la școală, o chestiune pe care o vedem așa. Și atunci asta mi se pare o invitație foarte interesantă. Voi să rupeți cumva această tradiție sau să creați una nouă, nu? Și puteți să o adresați și părinților voștri și membrilor familiei. Haideți să mergem la muzeu. Cum ar fi? O să vă privească un pic ciudat. După ce o să-i aduceți aici, o să vadă că o să vă mulțumească că i-ați scos, nu? Și i-ați... și le-ați arătat ce au... Vă descoperiți trecutul dumneavoastră. Marca identitară, amprenta noastră se află în muzeele din România. La noi, în acest spațiu frumos, se află la muzeu. Deci a veni la muzeu nu înseamnă a pierde timpul sau a face altceva decât altceva. Nu, înseamnă a vă redescoperi, a vă descoperi pe dumneavoastră. Ce să vă spun? La prima întâlnire... Sunteți prea cuminți pentru asemenea societate. Eu sunt obișnuiți în online acum, de asta. Deci sunteți prea liniștiți, fiți dinamici, fiți energiști, puneți întrebări, nu primiți
răspunsurile gata digerate. Puneți întrebări și îndoiți-vă de răspunsurile perfecte. Eu am pe cineva întrebări. Sigură că spun niște întrebări. Nu. George? Nu vrea. În schimb, tot noi vă vom întreba. Vrem să știm, să avem pulsul dumneavoastră. Ce gândiți dumneavoastră? Colegii noștri v-au pregătit chestionare anonimizate, întrebări. Vrem să aflăm opinia dumneavoastră despre una, despre alta, veți vedea la timp potrivit, le completați anonim și le lăsați la intrare pentru a ne face o idee despre ce doriți dumneavoastră. Vrem ca Muzeul Vrancei să devină o instituție vie în care să intrați des, să stăm aici toată ziua în picioare, să prelungim programul până la 10 noaptea, să avem noaptea muzeului de 3-4 ani, nu să stăm singuri aici. Am fost într-o ce am remarcat acolo este nivelul extraordinar al muzeilor, interactivitatea lor, asta dorim. Digitalizarea, deci lucruri care probabil ar fi bine începem. Să fie... Începem, suntem la litera A, doamna profesoară. Da. Hai să încheiem partea formală, vă mulțumesc colegilor care ați pregătit evenimentul, dumneavoastră, dragi elevi și frumoși, încă o dată mulțumesc, doamnă profesoară, domnule inspector. Continuați și completați formularul și vă așteptăm la proxima invitație. Aceeași invitație o transmite și pe calea televiziunii locale. Veniți la muzeu. Muzeul este al Vrancei, nu al directorului. Este Muzeul Vrancei. Veniți la muzeu. Mulțumesc!